Mădălin Martin și Nicolae Vasile în flanc stâng, care ar putea fi destul de vulnerabil și unde ar putea fi cheia acestui meci, deoarece Rus și Cosmin Matei sunt doi fotbaliști foarte dinamici. Centrarea lui Dică, ce ocazie are Rapid! Grigore trimite cu capul pe lângă poartă din poziție foarte bună, ocazie imensă pentru Rapid de a deschide scorul. Grigore nu reușește să cadreze această lovitură de cap destul de departe, a trimis capitanul Rapidului. Combină cu Grigore, Grigore nu poate să treacă de mușat. Hera pentru ocazie, cer penalti și este penalti pentru... Nu e galben pentru Grigore și a agățat piciorul de jucătorul din Amovis. Cred că a văzut bine Marius Avram aici. A fost un fault în primă fază, apoi Grigore continuă faza. Uite, aici a agățat prima dată, apoi își lasă piciorul în spate. A văzut bine Marius Avram, nici vorbă de penalti. Acolo, dacă ar fi căzut prima oară Nicolae Grigore, aici i s-ar fi dat penalti, apoi nu mai este fault. A încercat să se agațe cumva cu piciorul. Foarte bine a văzut Marius Avram la această fază și doi jucători importanți au deja galben după primele 10 minute. Mihai Roman avansează extrema dreaptă a Rapidului. Roman ajutează, Roman! Pe lângă poarta lui Ivan Grădean. Tupeu prins de Mihai Roman, a tras cu încredere, însă nu a cadrat șutul. Rămâne Rapid Dinamo 0-0, însă echipa pe val este Rapidul, nu dă senzația că ar fi un club în insolvență, mai degrabă pare o echipă capabilă să rupă norii, să mute munții din loc. La câtă dragoste înconjoară această echipă, cel puțin în această seară, din tribunele stadionului Giulești. Mungește către Cătălin Munteanu, din nou Curtean în careu, Curtean blocat în momentul șutului de Nicolae Grigore și va fi corner pentru Dinamo. Prima acțiune cu adevărat periculoasă a lui Dinamo, iată vine la jumătatea prime reprize, superbă combinație între Cătălin Munteanu și Alex Curtean. În momentul șutului însă s-a interpus foarte bine Nicolae Grigore. Curtean execută această lovitură de colț pentru Dinamo, un corner scurt, cam eșuează combinația dintre cei doi. Centrarea lui Curtean, Lukin! Ce ocazie și pentru Dinamo! Trimite peste poartă Sârgean Lukin, singur el în 7 metri, 1-1 la capitolul ocazii. Vedem centrarea lui Curtean, poziție regulamentară. A știut din prima de cum a lovit mingea Lukin că nu-i va ieși execuția. Matei îl dezechilibrează pe Nicolae Vasile. Cătălin Munteanu șutează însă în brațele lui Pesania. Rapidiștii au reclamat offside, nu cred că a fost. A prins însă brazilianul din poarta Rapidului și acum gazdele încearcă să surprindă defensiva lui Dinamo pe contraatac. Herea îl obligă pe Lukin să respingă în afara terenului. Da, Constantinovici Săndoi și Florin Marin în anturajul echipelor naționale. Nu este offside la Cătălin Munteanu. A încercat să tragă din acea poziție Cătălin Munteanu, în loc să scoată mingea undeva în fața porții. Însă este un pic cam largă, Matei însă are spațiu să centreze, centrează către Alexe! Ce ocazie pentru Dinamo! Marius Alexe aproape să deschide scorul în Giulești, după un contraatac fulgeral echipei lui Cornel Țălnar. Foarte frumoasă această fază de atac reușită de Dinamo. Centrare bună a lui Matei în zona punctului de la 11 metri. A reușit până la urmă să se coordoneze cumva Alexe, să vină puțin în spate pentru a relua spre poarta lui Pesania. Roman, poziție regulamentară la Grigorie. Grigorie, atac bun al Rapidului. Grigorie, boxează Valgrădean. Martin, peste poartă, mult peste poartă. A stat și s-a uitat la fază aici Mădălin Martin. I-a fost teamă să atace mai repede poarta. Iată poziția regulamentară a lui Grigorie la această fază, în care Grigore a jucat la offside nejustificat, după părerea mea. Urmat apoi șutul mult peste poarta lui Mădălin Martin. Putea deveni
un hit instant în Giulești, dacă înstria într-un derby contra lui Dinamo. În defensiva Rapidului, cu aceste pase printre fundașii giuleișteni, un șut de la distanță acum al lui Curtean, prins însă de pe Sania. Degajează brazilianul spre Herea, Grigore reușește să respingă într-o fază limită, greșește Luchin, Emil Dică. Dinamo, atac bun al lui Dinamo, centrare care arată bine, Dăciulescu, gol! Gol Dinamo, minutul 64, Dăciulescu deschide scorul. O fază de atac excelentă și superioritate numerică a dinamoviștilor în careul Rapidului. Dănciulescu reușește să-l învingă pe Pesania. Centrare de mare calitate a lui Alex Curtean din flancul stâng. Dar ceea ce a surprins a fost superioritatea dinamovistă. Iată, aici avem 4 jucători, 3 jucători contra 2 rapidiști. Inevitabil, mingea a ajuns la un dinamovist și este 1-0 pentru Dinamo. Este al 5-lea gol marcat de Dănciulescu în acest sezon din Liga 1. Bergambir a venit nemarcat pe axul central al apărării Rapidului. Inițial a părut că Alex ar vrea să lovească mingea cu capul. Cred că Dănciulescu i-a strigat să lase pentru el și l-a plasat perfect balonul în vicul porții lui Pesania. Rapid Dinamo 0-1 din minutul 65. În drumul la minge pentru Roman. Centrarea lui Roman vine pe colțul lung. Emil Dică și așează mingea. Dică, o centrare, alunecă Luchin. Ioniță, șut în blocaj. Dică la 16 metri, trage Dică, scoate Bălgrădean. Era greu arbitrului asistent să judece după călcâiul lui Luchin. Revedem șutul lui Dică pe centrul porții, pe direcția lui Bălgrădean. Un Bubacar a lăsat, s-a dat drumul la joc, centrare, minge care ajunge la Curtean. Curtean scoate pe Sania. Surprinși rapidiștii, neatenți, Dinamo a bătut repede acea lovitură liberă și iese Emil Dică, intră Ciolacu. Bun șutul, foarte bun șutul lui Alex Curtean. Schimbă și Țălnar la marginea terenului Alexandru Dandea. Vedem acest corner cu o minge respinsă de Abrudan. Curtean trage peste poartă. Cât de liber era Alex Curtean în acea zonă. A ciudată așezarea Rapidului la această fază, cum a fost lăsat Alex Curtean nemarcat. Herea, o pasă pentru Grigorie, trage Ștefan Grigorie pe lângă poartă. Nu a avut prea multe variante de a continua faza Ovidiu Herea. Roman a făcut totul bine, dar apoi s-a oprit. Cam terminat rezervorul de energie. Mihai Roman a făcut o primă repriză foarte bună ca efort, dar spuneam, vine după o accidentare și nu este la 100% din punct de vedere fizic. Victorie pentru Dinamo în derbiul cu Rapid, primul derby al anului în Liga 1 Bergambir. Ionel Dănciulescu, cel care a făcut diferența. Dinamo obține primul său succes în fața Rapidului în Giulești din 2008 încoace. Atunci se impunea cu 2-1 grație unei duble semnate de Florin Bratu, tot cu Cornel Țălnar pe bancă. Spectacolul campionilor ajunge acum și pe mobil. mdigisport.ro